Ajungem să ne ignorăm singuri de frica bolii sau de frica sistemului medical. O treime dintre pacienții cu simptome specifice infecției cu noul coronavirus neagă semnele de boală. Din păcate, nu se pun doar pe ei în pericol, ci și pe cei din jur. Unii bolnavi de coronavirus își neagă simptomele de frica spitalului. Unitățile medicale din întreaga țară sunt sufocate de numărul mare de pacienți. Dintre pacienții simptomatici, o treime neagă, refuză față de ei înșiși faptul că ar putea fi infectați cu noul SARS-CoV-2, găsind orice alte motive pentru dureri în gât, febră, dar și pentru celelalte simptome. Vă bolnavă rău și mi-a fost frică de virusurile ăștia care sunt și mi-a dat acasă medicamente, domn doctor. Și acum sunt bine. Nu trebuie să ne ferim, trebuie să mergem la spital atunci când este situația, pentru că dacă vom sta acasă, situația se agravează, iar când ajungem la spital, deja e dificil și pentru pacient și pentru cadrele medicale. Cu adevărat, este teamă. Mulți oameni se feresc să mai meargă la spital în zi de azi. Da, ne ferim pentru că asta e situația. De acolo luăm fel de fel de microbi, fel de fel de boale, că asta e situația, ăștia suntem. Orice persoană care face febră și începe să tușească brusc este considerată suspectă. Trebuie să fim atenți și la alte simptome, astenie, dureri în gât, grețuri, pierderea mirosului sau a gustului. Iar sfatul specialiștilor este să nu ignorați nicio simptomă pentru a nu ajunge prea târziu la spital.